tâlpură de moarte, Domnului, Doamne, Doamne, miluie, miluie. Lucrul care e călcat moarte și diavolul îți rupa și dorit viață în tale. Însuși, Doamne, odihnește sufletea domnișilor, robilor Tăi pomeniți în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a făcut în această viață, cu cuvântul cu fapta sau cuvântul ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, Dumnezeu le iartă pe dânsii, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptat din vea, cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie! Aducând și fire și mulțumire slavei Tale, cu dumneavoastră închinare de rugări, prin harul prea Sfântului Tău duci căutând cu milostivire la crucea aceasta care va însemna mormântul adormitei roabei Tale, Silvia, care odihnește aici, binecuvintează-o și o sfințește pe ea ca să fie semn puternic și pricoșător împotriva tuturor dușmanilor văzuți și celor nevăzuți, alungare și îndepărtare a tuturor nătirilor și ispitilor diavolești, iar pentru drept credincioși și Tăi robi să fie ajutor întărire în credință, sfinire, în nădejde, în nădejde tare și în ispite și sporire în toate virtuțile. Iar pentru toți cei ce vor respira și vor aduce rugăciune înaintea crucii acesteia, fie ascultător, plin de milostivire și bogată ruitor, al tuturor celor cerute spre mântuire. Și după cum prin crucea aceasta a izbăit lumea de o sfânta păcatului, așa și robii Tăi care au făcut credința această cruce și au ridicat-o aici din dragoste pentru adormiții robii Tăi care o gândesc aici, arată cu puterea prea iubitului Tău Fiu, totdeauna biruitor împotriva tuturor păcatului, împotriva păcatului și le dăruiește toate darurile cele pământești și rești, învățând totdeauna la bine pe toți și e bine credincioși și îndrumându-le la dobărindea cununilor cirești, că Tu ești izvorul sfințenie de tuturor bogat al darului, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu durerea și vecii vecii. Amin. Amin. Te sfințește crucea aceasta cu harul prea sfânt de viață, poporului Tău, după stăpire cu aceasta a păsfințit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crucea aceasta cu harul prea sfânt de viață, poporului Tău, după stăpire cu aceasta a păsfințit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crucea aceasta cu harul prea sfânt de viață, poporului Tău, după stăpire cu aceasta a păsfințit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum și cu durerea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Cel ce pentru mântuirea noastră de bunăvoie s-a răstignit pe lemnul crucii și morții s-a dat și a înviat a treia zi din morții, s-a adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți. Nicolae, Pătru, Maria, Vintilă, Emanuel, cu tot neamul lor și la domnișile lor, Doamne, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Și amintirea lor, să rămână bine cu Dumnezeu, Doamne, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Părinte, Doamne ajută, părinte. Da, nu făcurez nimic.
Vă curez bine, nu? Că ne băgați acolo, bă. Vă curez bine. Hai că nu termine. Nu era mișerii spitali. Gata, poc. Hai, că nu n-ai ieșit.